La Palatul Parlamentului a avut loc astăzi deschiderea oficială a summitului Repatriot 2021, cea mai importantă întâlnire anuală a antreprenorilor români din toată lumea. Acest eveniment dă startul la patru zile de lucru între oamenii de afaceri din România și cei din afara granițelor pentru noi proiecte de afaceri și de implicare socială și culturală. În perioada 30 septembrie-3 octombrie se desfășoară la București și la Sinaia cea de-a șase ediție a celui mai mare summit dedicat diasporei românești, Repatriot. Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc în această după amiază la Palatul Parlamentului, prin vernisarea expoziției Fotogeografica un sfert de veac și lansarea volumului jubiliar. Cu acest prilej au fost expuse și prezentate 50 de fotografii premiate realizate de tineri români care surprind țara noastră în viziunea autentică. În continuare, în sala Nicolae Iorga a Palatului Parlamentului, organizatorii evenimentului, reprezentanții autorităților centrale și invitații au rostit prelegeri și alocuțiuni. Este o ediție specială pentru că după un an de pandemie în care n-am reușit să ne vedem decât online, ne vedem totuși împreună, bineînțeles respectând un format strict, 150 de persoane, suntem toți cu certificat verde și toți suntem și testați suplimentar la intrare și în același timp mai avem încă o 1000 de antreprenori, peste 1000 de antreprenori în toată lumea din Australia, Japonia, Statele Unite, din, din Europa, din Italia, din Spania, din Franța, din Belgia, oameni care vor fi conectați cu noi aceste patru zile. Astăzi este o parte oficială în care interacționăm cu oficialitățile statului. Deja am început discuțiile de dimineață cu diversi reprezentanți ai guvernului și reprezentanți în diverse funcții din stat pentru a pleda această cauză. Românii de ne trebuie să se simtă acasă, trebuie să se simtă respectați și serviți de autoritățile statului. În următoarea zi vom construi punți de legătură speciale, proiecte de afaceri, oportunități pentru România, vom discuta Discuta despre România autentică, despre felul în care am putea prezerva frumusețea și tradițiile românești și în același timp această bogăție inestimabilă, patrimonială și culturală, care este România și pe care noi ne dorim să o prezervăm și împreună căutăm soluții și deja avem proiecte în acest sens. Apoi vom vorbi despre România viitorului, despre un levier de dezvoltare care să ne asigure bunăstarea și prosperitatea. Vom vorbi despre tehnologie, despre biotehnologie, despre ce se întâmplă în lume și vom împărtăși aceste cunoștințe transferate de România aflați spre tutindeni, unii în funcții extrem de importante, în companii, corporații mari sau în diverse instituții din, din Occident. Această legătură, această țesătură de încredere este foarte puternică. De fapt, când am început acest proiect acum șase ani, nu ne-am imaginat că ajungem aici. S-a transformat proiectul nostru într-o mișcare foarte vastă. Avem sute de ambasadori în toată lumea, oameni care împărtășesc această credință în România, că România trebuie ancorată puternic și ar trebui să fim umăr la umăr, să nu fim două românii. În deschidere am avut o acțiune culturală importantă, 25 de ani de foto, geografica, un album vast cu cele mai frumoase fotografii premiate, făcute de tineri de-a lungul acestor 25 de ani, un concurs studențesc, pe care îl susținem și ne dorim să-l susținem în continuare și anul acesta am reușit totuși să scoatem în condiții grafice deosebite un album care să ajungă în toate colțurile lumii și românii să se mândrească cu el. Repatriot este o platformă care își propune să faciliteze accesul românilor din străinătate la oportunitățile din țară, inițiată și finanțată de antreprenori români. Proiectul are ca suport online site-ul repatriot.ro și aplicația Repatriot unde sunt incluse mai multe informații despre proiect, povești de succes ale românilor de pretutindeni, ghiduri pentru antreprenori, evenimente, oferte de joburi, posibilități de finanțare și altele.